Povestirea a doua Urcușuri și coborâșuri Un număr mare de israeliți l-au uitat complet pe Dumnezeu. Au început să se închine idolilor și să se căsătorească cu oameni necredincioși. Din această cauză au avut parte de multă suferință. Când se întorceau la Dumnezeu, viața devenea mai bună. Când se îndepărtau de Dumnezeu, apăreau problemele, dar nu acesta era planul lui Dumnezeu pentru ei. El voia ca ei să fie un popor mare prin care alții să poată cunoaște dragostea lui. Însă când israeliții îi se închinau zeului Baal, sufereau. Domnul a ridicat judecători care să ajute poporul, dar când aceștia mureau, poporul se întorcea la căile lui rele. Biblia prezintă trei ocazii în care poporul a trecut prin mari greutăți. Prima ocazie a fost când împăratul Mesopotamiei a invadat țara. Israeliții au fost învinși și tratați ca sclavi timp de opt ani. Deoarece le-a părut rău și l-au implorat pe Dumnezeu să-i ajute, el a trimis pe nepotul lui Caleb, Otniel. Înzestrat cu același curaj ca și unchiul său, Otniel a adunat poporul și l-a condus spre victorie. Totul a mers bine în următorii 40 de ani, dar după ce a murit Odniel, oamenii s-au îndepărtat iarăși de Dumnezeu. Apoi a venit împăratul Moabului și a cucerit teritoriul israeliților, iar aceștia i-au fost supuși timp de 18 ani. Din nou, israeliții s-au întors la Dumnezeu cu părere de rău pentru greșelile lor iar domnul i-a iertat pentru a i elibera dumnezeu le-a trimis un nou conducător pe ehud care i-a învins pe moabiți iar poporul s-a bucurat de pace timp de 80 de ani însă după ce a murit ehud poporul s-a întors la căile lui rele astfel planul lui dumnezeu a eșuat iar ei au devenit săraci și nefericiți pentru că invadatorii nu doar că le furau recoltele, dar și îi obligau pe israeliți să lucreze pentru ei. A treia situație grea a fost atunci când cananiți în frunte cu împăratul lor, Iabin, i-au cucerit și exploatat pe israeliți timp de 20 de ani. După ce s-au căit, Domnul și-a făcut milă de ei, și a trimis-o pe judecătoarea și profetesa Deborah. Debora, cu ajutorul lui Barak, a ridicat o armată de aproape 10.000 de bărbați pentru a se lupta cu Sisera, comandantul armatei lui Abin. au câștigat bătălia în ciuda celor 900 de care cu roz de fier pe care le avea Iabin. Sisera însuși a murit în timp ce dormea fiind omorât de o femeie pe nume Iael. Totuși, nici de această dată, poporul Israel nu i-a rămas loial lui Dumnezeu.